angajații Consiliului Județean și cei ai instituțiilor subordonate s-au adunat din nou în a șasea zi consecutiv de protest. Oamenii scandează mesaje împotriva subprefectului Lucian Dumitru, cerându-i acestuia din nou să nu depună recurs într-un proces câștigat deja de Consiliul Județean pe tema bugetului propriu al acestei instituții. Angajații Consiliului Județean Giurgiu și cei ai instituțiilor subordonate au cerut așadar, strigând aproape două ore în continuu, ca instituția prefectului să nu mai facă recurs la decizia instanței care a dat deja câștig de cauză Consiliului în ceea ce privește primul buget. Protestatarii au spus că nu vor opri manifestațiile până când acest deziderat nu va fi atins. Atâta vreme cât justiția și-a spus cuvântul pe legile în vigoare, bune, rele, dar legile în vigoare, că bugetul Consiliului Județean este legal constituit, iar noi nu ne primim drepturile și în continuare bugetul este blocat, însemnând blocarea întregii activități a municipiului și județul Giurgiu, nu vom renunța la protestul nostru, vom fi zi de zi aici și credem că până la urmă acești indivizi, ori surzi și muți, vor înțelege că noi suntem cei care avem dreptate, iar demersul lor este unul parșiv, unul cinic și unul pur politic.